Romanian Basic Course, Volume 3, Lesson 28. Lecția 28. Introducerea gramaticii noi. Studentul este în clasă. Studentul vede profesorul. El vede profesorul. El îl vede. Acum, el nu-l vede. Vede studentul profesorul? Da, el îl vede. Nu, el nu-l vede. Aude studentul profesorul? Da, el îl aude. Nu, el nu-l aude. Întreabă studentul profesorul? Da, el îl întreabă. Nu, el nu-l întreabă. Vede studentul tabla? Da, el o vede. Nu, el nu o vede. Vede studentul masa? Da, el o vede. Nu, el nu o vede. Vede studentul cartea? Da, el o vede. Nu, el nu o vede. Vede studentul profesorii? Da, el îi vede. Nu, el nu-i vede. Vede studentul ofițerii? Da, el îi vede. Nu, el nu-i vede. Vede studentul cărțile? Da, el le vede. Nu, el nu le vede. Vede studentul scaunele? Da, el le vede. Nu, el nu le vede. Vede studentul fetele? Da, el le vede. Nu, el nu le vede. Camaradul se uită la dumneata. Camaradul te vede. Camaradul se uită la mine. Camaradul mă vede. Te vede camaradul? Da, camaradul mă vede. Nu, camaradul nu mă vede. Te aude camaradul? Da, camaradul mă aude. Nu, camaradul nu mă aude. Te înțelege profesorul? Da, profesorul mă înțelege. Nu, profesorul nu mă înțelege. Camaradul se uită la dumneavoastră. Camaradul vă vede. Camaradul se uită la noi. Camaradul ne vede. Vă vede camaradul? Da, camaradul ne vede. Nu, camaradul nu ne vede. Vă aude camaradul? Da, camaradul ne aude. Nu, camaradul nu ne aude. Vă înțelege profesorul? Da, profesorul ne înțelege. Nu, profesorul nu ne înțelege. Dumneata, te uiți la camaradul dumitale. Dumneata, vezi camaradul. Dumneata, îl vezi. Eu îl văd pe camaradul dumitale. Eu îl văd. Nu, eu nu-l văd. Îl vezi pe camaradul dumitale? Da, îl văd. Nu, nu-l văd. Îl auzi pe camaradul dumitale? Da, eu îl aud. Nu, eu nu-l aud. Îl înțelegi pe camaradul dumitale? Da, eu îl înțeleg. Nu, eu nu-l înțeleg. O vezi pe doamna Popescu? Da, eu o văd. Nu, eu nu o văd. O vezi pe domnișoara Ionescu? Da, o văd. Nu, nu o văd. O cunoști pe soția camaradului? Da, o cunosc. Nu, nu o cunosc. Vezi creionul? Îl văd. Nu-l văd. Vezi caietul? Îl văd. Nu-l văd. Vezi cartea? O văd. Nu-o văd. Vezi tabla? O văd. Nu-o văd. Vezi cărțile? Da, le văd. Nu, nu le văd. Dialog. Doi prieteni vechi, Costică și Mitică, se întâlnesc în fața restaurantului Tănase, numit după un artist român. Costică. Îmi pare bine că te văd. Vrei să iei masa împreună cu mine? Accept, dacă mă inviți și plătești. Cu ce vă pot servi, domnilor? Lista de mâncare, te rog. Kellner. Te rog aduca aperitiv niște pește, o ciorbă de pui și o salată. Mai doriți ceva?
Da, o friptură de porc și una de vițel. Și ca desert, o prăjitură și o înghețată. Și ce doriți să beți? Adu o sticlă de vin și două pahare. Și pentru dumneavoastră, domnule Costică? Am vrut și eu ceva, însă acum nu mai am poftă. Vă înțeleg foarte bine. Doriți un ceai sau o cafea? O cafea cu lapte, te rog. Chelnerul aduce mâncarea și o pune pe masă. Apoi el aduce vinul. Prietenii îl beau împreună. După ce au terminat masa, sunt gata să plece. Chelner, plata! Plata este 100 de lei cu bacșiș cu tot. Mulțumesc foarte mult, Costică. Dar te rog un lucru. Nu spune soției mele că am luat masa la restaurant. De ce, mitică? Pentru că vreau să mănânc cina și acasă. Please repeat the following. Vă rog să repetați. Îmi pare bine că te văd. Vrei să iei masa împreună cu mine? Accept, dacă mă inviți și plătești. Te invit și plătesc. Cu ce vă pot servi, domnilor? Lista de mâncare, te rog. Kellner, te rog, aduc ca aperitiv niște pește, o ciorbă de pui și o salată. Mai doriți ceva? Da, o friptură de porc și una de vițel. Și ca desert, o prăjitură și o înghețată. Și ce doriți să beți? Adu o sticlă de vin și două pahare. Și pentru dumneavoastră, domnule Costică? Am vrut și eu ceva, însă acum nu mai am poftă. Vă înțeleg foarte bine. Doriți un ceai sau o cafea? O cafea cu lapte, te rog. Kellner, plata! Plata este 100 de lei cu bacșiș cu tot. Mulțumesc foarte mult, Costică. Dar te rog un lucru. Nu spune soției mele că am luat masa la restaurant. De ce, mitică? Pentru că vreau să mănânc cina și acasă. Exerciții gramaticale. A. Acum vorbim despre lecție. O înveți în fiecare zi? Da. O învăț.
Nu, nu învăț. O citești? Da, o citesc. Nu, nu citesc. O înțelegi? Da, o înțeleg. Nu, nu înțeleg. O scrii în caiet? Da, o scriu în caiet. Nu, nu scriu în caiet. O termin în două ore? Da, o termin în două ore. Nu, nu termin în două ore. Acum vorbim despre camarazi. Îi vezi în fiecare zi? Da, îi văd. Nu, nu-i văd. Îi cunoști bine? Da, îi cunosc. Nu, nu-i cunosc. Îi inviți la restaurant? Da, îi invit. Nu, nu-i invit. Îi chem la telefon? Da, îi chem. Nu, nu-i chem. Îi înțelegi când vorbesc ei românește? Da, îi înțeleg. Nu, nu-i înțeleg. Acum vorbim despre automobil. Îl speli în fiecare zi? Da, îl spăl. Nu, nu-l spăl. Îl conduci în fiecare zi? Da, îl conduc în fiecare zi. Nu, nu-l conduc în fiecare zi. Îl parchez în stradă? Da, îl parchez în stradă. Nu, nu-l parchez în stradă. Îl aduci la școală în fiecare zi? Da, îl aduc la școală în fiecare zi. Nu, nu-l aduc la școală în fiecare zi. Acum vorbim despre lecții. Le înveți în fiecare zi? Da, le învăț. Nu, nu le învăț. Le citești? Da, le citesc. Nu, nu le citesc. Le înțelegi? Da, le înțeleg. Nu, nu le înțeleg. Le scrii în caiet?
Da, le scriu în caiet. Nu, nu le scriu în caiet. Le termin în fiecare seară. Da, le termin în fiecare seară. Nu, nu le termin în fiecare seară. B. Te întreabă profesorul în fiecare zi? Da, el mă întreabă. Nu, el nu mă întreabă. Te găsește în clasă când intră el? Da, el mă găsește în clasă când intră. Nu, el nu mă găsește în clasă când intră. Te cunoaște bine? Da, mă cunoaște bine. Nu, nu mă cunoaște bine. Te invită la restaurant? Da, mă invită la restaurant. Nu, nu mă invită la restaurant. Te vizitează acasă? Da, mă vizitează acasă. Nu, nu mă vizitează acasă. Te duce la San Francisco? Da, mă duce la San Francisco. Nu, nu mă duce la San Francisco. Te crede când spui că n-ai avut timp să înveți lecția? Da, mă crede când spun că n-am avut timp să învăț lecția. Nu, nu mă crede când spun că n-am avut timp să învăț lecția. Dacă nu înveți lecția, te scuză? Da, dacă nu înveți lecția, mă scuză. Nu, dacă nu înveți lecția, nu mă scuză. Te întreabă despre vreme? Da, mă întreabă despre vreme. Nu, nu mă întreabă despre vreme.
Te întreabă des? Da, mă întreabă des. Nu, nu mă întreabă des. Când te întreabă? Mă întreabă dimineața. Nu mă întreabă după masă. Cam de câte ori pe săptămână te întreabă? Mă întreabă de multe ori pe săptămână. Ce? Pe cine întreabă profesorul? Profesorul îl întreabă pe student. Cui răspunde studentul? Studentul răspunde profesorului. Pe cine vede profesorul în clasă? Profesorul îi vede pe studenți. Pe cine îl așteaptă studenții în clasă? Studenții îl așteaptă pe profesor. Pe cine oprește polițistul? Polițistul îl oprește pe șofer. Pe cine evită șoferul care a băut prea mult? Șoferul care a băut prea mult îl evită pe polițist. Pe cine cunoști dumneata în Ohio? Cunosc pe domnul Popescu în Ohio. Pe cine cunoști în Monterey? În Monterey îl cunosc pe camaradul meu, Munteanu. Pe cine inviți la o cafea? Invit la o cafea pe camarazii mei. Pe cine înțelegi mai bine?
Înțeleg mai bine pe profesorii mei. Cui spune studentul lecția? Studentul spune lecția profesorului. Cui aduce studentul lucru acasă? Studentul aduce lucru acasă profesorului. End of lesson 28A. Romanian Basic Course, lesson 28B. Narrative. Bucată de citire. Au trecut câteva zile. Costică și Mitică nu s-au mai văzut din ziua când au luat masa împreună. Într-o seară însă, ei s-au întâlnit în fața restaurantului Tic-Tac și Costică și-a adus aminte ce s-a întâmplat ultima dată când au mâncat împreună. Ei intră în restaurant. Chelnerul îi vede, îi conduce la o masă în colț și îi întreabă ce doresc. După ce se așează pe scaun, Costică comandă chelnerului: te rog, adu lista de mâncare. Apoi ei stau de vorbă până vine chelnerul cu lista. Mâncarea este foarte bună aici, începe Mitică. Am luat masa aici de multe ori. Cine a plătit? A întrebat Costică. Mitică n-a auzit sau n-a vrut să răspundă. El a spus mai departe: vinerea poți să comanzi aici o ciorbă de pește cum n-ai mâncat toată viața dumitale. Și când vorbesc despre friptura lor de pui, n-am cuvinte destul de frumoase. Nu găsești prăjituri mai bune în tot orașul. Iar vinul lor roșu te face să-ți aduci aminte de timpurile bune. Nu vrei să luăm masa împreună? Ba da, însă cine plătește? A întrebat Costică iarăși. Costică, nu știu cum s-a întâmplat, dar astăzi n-am bani la mine. Chelnerul aduce lista de mâncare, o pune pe masă, apoi îl întreabă pe Costică: cu ce vă pot servi? Astăzi aleg o ciorbă de pui și o vreau fierbinte. Apoi vreau o friptură de vițel și la urmă o sticlă de vin alb cu un pahar. Chelnerul pleacă, apoi aduce mâncările și le pune pe masă. Costică începe să mănânce. Poftă bună, zice Mitică către Costică. Mulțumesc, răspunde Costică și mănâncă mai departe. Pe mine nu mă întreb ce doresc, vrea să știe Mitică? Îmi pare rău, Mitică, însă am bani numai pentru masa mea. Însă te înțeleg foarte bine când spui că ți-e foame. Costică, dacă faci așa, nu te mai invit să iei masa cu mine. Mitică, mă faci cel mai fericit om din lume. Costică a mâncat tot, a băut vinul și când a plecat, a lăsat un bacșiș mare chelnerului. Întrebări. Unde s-au întâlnit Costică și Mitică într-o seară? Ce și-a adus Costică aminte? Unde intră ei? Cine îi vede? Unde îi conduce chelnerul? Ce îi întreabă? Ce spune Mitică despre mâncarea restaurantului? Ce spune el despre prăjiturile restaurantului? A comandat el ciorbă? Cum o vrea el? A avut Mitică bani pentru masă? Ce a comandat Costică? Ce a spus Mitică prietenului Costică când a început să mănânce? A comandat Costică ceva pentru Mitică? Crezi că Costică a avut bani numai pentru masa lui? Crezi că Costică a făcut bine? De ce crezi că a lăsat Costică chelnerului un bacșiș mare? Ce părere ai despre Mitică? Vrei să ai un prieten ca Mitică?
Application hour. Teme pentru ora de aplicație. Studenții își împart rolurile. Unul chelner, doi studenți clienți, un student poate fi băiat, unul fată. Un student întreabă pe altul despre o masă la restaurant. Studentul vorbește despre restaurantele din orașul lui. Translate into English. De tradus în englezește. Doi camarazi vorbesc la telefon. Mouse, telefonul ăsta nu este prea bun. Te aud foarte bine. Dumneata mă auzi pe mine? Da, și eu te aud pe dumneata. Mă înțelegi când vorbesc românește? Da, te înțeleg foarte bine. Ai auzit că am găsit $1,000? Nu te cred. De ce nu mă crezi? Nu te cred, pentru că este greu să cred că cineva duce cu el $1,000 și apoi îl lasă în drum. Dacă vii la clubul ofițerilor, mă găsești aici. Te găsesc acolo? Foarte bine, sunt pe drum. Glume. Kellner, ce recomanzi astăzi? Friptură de pui în alt restaurant. Ce doriți, domnule? Cafea sau ceai? Dacă ce am avut a fost cafea, vreau ceai. Însă dacă ce am băut înainte a fost ceai, doresc o cafea. În ce limbă vorbești cu morții? Nu știu. În limba latină. De ce? Pentru că este o limbă moartă. Un doctor foarte cunoscut a spus, dacă bei lapte în fiecare zi, timp de 1200 de luni, trăiești 100 de ani. Proverb. Noi nu trăim ca să mâncăm. Noi mâncăm ca să trăim. Homework. Teme acasă. Întrebări. Te duci des la restaurant? Ce comanzi de obicei? De obicei alegi ceva de pe lista de mâncare? Cine te servește? Pe cine chem și întreb cât costă vinul? Cu cine iei masa de obicei? Cam cât costă masa la restaurant cu bacșiș cu tot? Cam ce mâncări găsești pe lista de mâncare? Ce îți place să bei? Pe cine îl întreabă profesorul? Îl înțelege profesorul pe student? După ce fumezi țigara, unde o arunci? După ce speli automobilul, unde îl parchezi? Dacă vrei să bei o cafea cu camarazii dumitale, unde îi inviți? Studenții vin cu automobilele la școală. Unde le parchează ei? Translate into English. De tradus în englezește. Un domn cu haine scumpe a intrat într-un restaurant și a vrut să ia masa. A venit chelnerul și a spus, cu ce vă pot servi? Domnul a ales niște mâncări de pe listă, apoi a comandat o ciorbă fierbinte de tarzavaturi, o friptură de vițel înghețată și un pahar de lapte. După ce a mâncat, chelnerul a adus plata, 67 de lei cu bacșiș cu tot. El a plătit chelnerului și a plecat. Vă rog să scrieți o compoziție despre un restaurant interesant din orașul meu. Vă rog să fiți pregătiți să vorbiți cam 2 minute despre un restaurant interesant din orașul meu. Vă rog să formați câteva întrebări asupra textului din ce. Vocabulary, vocabular, idiomatic expressions, expresii idiomatice. Cu ce vă pot servi? Cu tot. Cu bacșiș cu tot. A lua masa. Poftă bună. Vocabulary, vocabular, aperitiv, aperitive. Bacșiș, bacșișuri, chelner, chelneri, ceai, ceaiuri, ciorbă, ciorbe, desert,
deserturi. Fierbinte, fierbinți. Friptură, fripturi. Împreună. Înghețată, înghețate. Lapte. Listă, liste. Listă de mâncare. Pahar, pahare. Pește, pești. Porc, porci. Prăjitură, prăjituri. Pui, pui. Salată, salate. Sticlă, sticle. Vin, vinuri. Vițel, viței. Zarzavat, zarzavaturi. Verbs, verbe. A accepta, accept, acceptat. A alege, aleg, ales. A se așeza, mă așez, așezat. A comanda, comand, comandat. A dori, doresc, dorit. A servi, servesc, servit. This is the end of lesson 28.